Da, ne bine ai venit la podcast. Ai mai fost pe la un podcast? Din păcate am mai fost. Da, ai mai fost? Nu te-am văzut. Da. Da, asta e la podcasturile copiilor mei. A. La bobonete și la micul. Ah, am înțeles. Da, deci mai. Da, acolo am vorbit de ale noastre de stand-up. De, de stand-up. Mm. Podcastul ăsta e structurat pe viața celui care a invitat, plecând de la ideea viața mea, adică a ta, e un roman. Da, închis și viața mai e un roman. Cu ce începe romanul vieții tale? Care ar fi începutul? Păi cu plecarea de la, de la Breila la facultate. Uh -huh. Toată lumea crede că e din Breila, dar noi am ajuns în Breila. Tata a fost militar și ne-am tot mutat. Am stat pe la Turda, pe la Brad, pe la Musariu. Uh -huh. Apoi am fost pe la Brașov, după am ajuns la Breila. La Breila am făcut liceu, a fost cea mai, perioadă, cea mai frumoasă perioadă. Și după aia am fugit de la Breila să dau la facultate, n-am intrat. Eu am vrut să dau la teatru, la film. Pe noi ne-a cooptat într-o gașcă foarte mișto de teatru la Breila, unde erau doi actori excepționali, Anca Alexandrescu și Mircea Crețu. Care au făcut o trupă de teatru și peste noi a venit la un moment dat Tocilescu, proaspăt absolvent de facultate. Care coborâse din albumele, din Led Zeppelin, parcă era cu plete, cu lanțuri, cu nu știu ce. Mm -hmm. Ne-a fascinat pe toți, trupa aia de teatru, nucleul a fost datorită lui Mircea și probabil Anca a contribuit și ea foarte mult la chestia asta, plus catalizatorul Toca a făcut ca din toată gașca aia să se nască următorii colegi. Catrină Dumitrescu, Nicu Alifantis, George Costura, George Șofrag, Dan Chișu. Mai erau, nu mai știu cine... Oricum, poate, nu știu dacă... Dar absolut, Alina Secuianu. toți au intrat la teatru, tot, numai eu nu am intrat. Eu am fost oaia neagră. Deci, pentru că eu... I-am spus tot ca în ultimul moment, eu nu vreau să dau la regie teatru, eu vreau să dau la regie film. Mie îmi place să fie spațiu. Și a zis, ești un prost, nu o să intri. Și am zis, bun, tot că avea un număr deosebit. Zice, nici la teatru nu intrai, dar măcar aici nu intri sigur. <laughs> Cam așa a fost. Discute. Dar copilăria unde a fost? Unde... Bună parte din copilăria a fost în... mă duc aminte de copilăria de la Turda, de la Brad, de la Musariu. O bună parte a fost și la Brăila, dar... Deci ai copilărit în mai multe locuri. Mai multe care e cea mai puternică amintire din copilărie pe care o ai? Casa bunicilor din Domnești Argeș, unde satul Coșești, acolo pe râul Doamnei, mergeam la pescuit, aveam uh, o viață din asta de, de nepovestit. Mm -hmm. uh, ce mi-aduc aminte foarte tare este că nu prea țineam noi cont de uh, curățenie și igienă. De ce? Mi-aduc aminte o chestie. Plecam dimineața la pescuit. Primul lucru pe care îl făceam, ne duceam la groapa cu bălegar Te să căutăm coropișnițe ah, pentru plan. Uh -huh. După care ne duceam și la râme, adunam râmele, mergeam la pescuit, prindeam 2, 3, 4, 5 cleni, după care ne se făcea o foame îngrozitoare. Mâncam toate poamele crude pe care le găseam, treceam prin livezi, nu știu ce și mi-aduc aminte că de foame mai luam câte o ceapă din ea, o băteam de, să scutura uh -huh. pământul, mușcam mustățile alea, le scuipam. Mâncam ceapa, ajungeam acasă, bunica făcea într-o tigaie cu trei picioare, tigaie neagră înaltă, făcea un fel de papară din ouă proaspete și scotea dintr-un borcan pe care îl țineam în beci niște slănină de, 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 de cu iad, adică ținută, uh -huh. și făcea o măligă și mâncam. Și nu te exagerez, când terminam de mâncat, ne uitam, eram. Albi aici și în restul eram negru. Deci, a, aia era cam cu mâna. E normal, cu mâna, normal. Ce să stai să. Dar, da. pe de altă parte, mi-aduc aminte că aceste veri făcute, ținute acolo și în condițiile astea, a făcut ca să nu-mi aduc aminte în perioada liceului de niciun fel de receală. Când ceilalți copii răceau sau în bolă, Eu am fost sănătos, deci nu-mi aduc aminte să, să fi avut nimic. -am, nu era vaccin de anticript. Imunitate naturală. Naturală, Criu. da. Bine. Tot ce s-a întâmplat, bine, am mâncam la fructe crude, cu atâta vitamina C, cred că, n-apucau merele să facă. Nu mai povestesc de celălalt. Deci o copilărie fabuloasă mai ales acolo. După care mai mergeam o parte, în Cheile Turzii, de fapt în Cheia, unde era bunica din partea tatălui, erau Cheile turului și Cheile turzi, sunt două rânduri de chei, superbe amândouă, mergeam și acolo la pescuit și acolo erau niște, altă atmosferă, altă educație, altă lume, lumea din Ardeal. Și chestia asta se împletea în fiecare an. Nu știam în care loc să mergem prima dată. Și tot, tot timpul încercam să-i convingem pe părinți pe să ne ducă în tura a doua în, în Ardeal. Pentru că dacă rămâneam în tura a doua la uh, Coșești, la Șupănești, acolo unde era, trebuia să mergem la Aduna de Prune. Pentru că ne, ne, ce toată lumea mergea. Normal. Și să stai să. Sau la Corcodușe, la mine era da, la. Da, păi se făcea tuica acolo. Da, era, da. era. Am amintiri de la povernele alea unde făceau oamenii aia Tuica, ce povești, ce. Asta e. Era un personaj, a fost un personaj care te-a marcat în copilărie, în copilăria ta? Da, un văr care a orbit de altfel și care călărea o iapă. Fără așa, mi se părea că e vinetul, nu știu. Deci, avea mm -hmm. senzația că este coborât din filmele cu indieni. Și care. Uh, uh, cred că, totuși, băutura l-a dus către zona asta, dar era un personaj, și după aia l-am văzut și. Eram impresionat de faptul că nu mai ieșea din casă, dar știa casa pe de rost. Deci, el, nemai văzând, știa tot. El se mișca mm -hmm. acolo cu o viteză nu Ca și când ar trec. fi văzut, Da. când ar fi avut. Că a rămas în aceeași casă. Mm -hmm. Văruticuță, Nu n-am lui niciodată. Uh, dar părinții cum era atmosfera în casă? Uh, bunicii erau uh, oameni uh, simpli, uh, cu multă, multă frica lui Dumnezeu. Insistau mult să mergem la biserică, eu cam evadam, eu nu prea am avut. Eu. Nu, nu erai dus nu nu, nu, la mea, biserică. Da, relația mea cu Dumnezeu este ne salutăm respectos de Paște și de Crăciun și nu ne deranjăm, uh -huh. încercăm să. De fapt, eu mi-am exprimat puțin relația mea în aniversarea, în povestea aia, cu, uh -huh. cu confesiunea, cu, uh -huh. cu tentativa de spovedanie a uh, bătrânului, jucat de albulescu. Dar. Nu erau niște oameni și în partea cealaltă. Am niște imagini din astea, parcă sunt. Adică, ori fi trecut niște ani, că uite, am și eu 66 de ani, fac 67 de bine. Dar fotografiile și imaginile pe care le am a, a, ale bunicilor parcă din alt secol, nu sunt din secolul ăsta. Adică, a, asta e. Oricum. Și părinții? Părinții am avut un tată extraordinar de tolerant. Mama a fost puțin mai aspră, mai. Un tată care, când am decis să plec, deși era militar, i-am spus că s-ar putea să-i distrugă cariera, mm -hmm. a spus, du-te, du-te, nu, mm -hmm. nu nu, mai e ce să faci aici. În ce an era asta? 1982. În 1982 am spus că am hotărât să mă căsătoresc cu fata unor prieteni, care veneau la schi, era perioada în care încercam să evit orice legătură, făceam era un monitor de schi nautic, Ghid, monitor de windsurf, monitor de schimb prin poiană, deși nu eram printre cei mai buni de acolo, dar oricum mă descurcam și am avut niște prieteni franțuși care, tot povestindu-le de drama și disperarea, era momentul acela cu Goma, cu Lista. Cu anii 80? Anii 80, uh -huh. da, cu. Și am, am zis, gata, trebuie să plec. Nici nu intram la facultate. Uh -huh. Mă păștea și o, o. Încorporare. Încorporare pentru că povestea cu plecatul la Iași la facultate, dar de acolo fugeam, că nu stăteam, eu vreau, scoteam dosarul. Dacă te se prindea cineva, e o mică atenție secretarii ca să poți să-l iei. Oricum eu am rămas repetent în anul 1 și a reușit uh, fratele meu să mă treacă la, la uh, fără frecvență. Tot era, să nu mai dau o dată examen, că dacă lumea nu știe, dacă Picai în primul, adică rămâneai repetent la. Avea să dai din nou examen. Să dai din nou examen. Bun, au fost niște chestii. A fost perioada în care atunci am lucrat la Buftea, atunci l-am cunoscut pe Blair, atunci m-am am făcut din. Eu m-am angajat recuzitări la Buftea, pentru că n-aveam altă soluție. Nu era altă. Am lucrat la fabrica de conserve din Buftea ca să obțin o, obțin o viză de flotant, că altfel nu m a angajat, pe care m-am angajat recuziter. Am lucrat la primul film la Trepte pe Ceri, Liniorii, cu Dan Nuț în rolul principal. Și. Doamna Popovici era parcă. Și tot stând pe acolo, prin preajmă, l a dat domnul Blaine, m-a întrebat, dar tu ce cauți aici? Și am zis, păi uite, dau la facultate. Și azi, din clipa asta, devii asistentul meu de regie și am lucrat ca asistent de regie, deși eram încadrat ca recuziter. Păi am transferat la Calotescu și am făcut uh, Moisei, Ultima frontieră a Morții, mm -hmm. după care m-a luat și Doru Năstase, tot ca asistent. Am și niște poze mi l-a trimis Vivi Dragan Vasile, nu știu pe unde l-a găsit, cu mine, cu clacheta, în Dobrogea, alături de Florin Pierțic, care era mărgelată și nu știu uh -huh. ce, și eu care mă tâream pe acolo cu o clachetă prin tot mărăcinia de acolo și prin căldura aia. Aia a fost o perioadă în care a, a determinat probabil eșecul neintratul la facultatea, dorința de a face neapărat film, m-a dus către plecare. Deci atunci ai hotărât uh, că, da. că să pleci. Avea trebuie... legătură și cu comunismul și cu da, ce da, era în România. Normal, normal, absolut. Câți ani aveai? Uh, 22... Deci erai 25, atât de tânăr și atunci 22, ai zis, 26, eu plec. Și, și am reușit să convin conving pe oamenii ăștia care... Uh, fata lor avea 16 ani când am cunoscut-o la schi, 17 ani când m-am căsătorit, căsătorit cu ea cu derogare de la primărie, căsătorie total neconsumată, pentru că era pata unor prieteni, au făcut-o mm -hmm. doar ca să... M -am să poți să M-am întâlnit cu ea după, stând în Franța. Eu, imediat m-am la, la Paris, am stat două nopți la ei și am plecat în Spania, unde aveam un prieten și aveam o iubită. Era o poveste din asta, era un roman întreg, mm -hmm. care nu se putea căsători cu mine, tocmai pentru că era căsătorită cu un spaniol. Și ăla... Deci era drama și povestea de dragoste romanțată cu imposibilități cu tot. Până la urmă am ajuns acolo, mi-am dat seama că n-am ce căuta, m-am întors în Franța. La Paris? Da, la Paris. Mi-am găsit un loc, o cameră de bună undeva la etajul 6 pe lângă Trocadero. Un alt prieten pe care l-am cunoscut pentru că lucrase în turism în România și avea acolo Cezar Tiron mi-a dat o saltea pe care am adus-o cu metrou. Până acolo am urcat-o șase etaje, aveam o cameră atât de mare, am descris-o eu la un moment dat, am spus că dacă scriam o scrisoare trebuia să o duc direct la poștă, că nu aveam unde să o pun. Singurul lucru interesant este că dacă mă stăiam pe scaun și pe masă și puneam și scaunul pe masă, aveam un luminator din ăla pe care îl deschideam și dacă mă ridicam bine, vedeam vârful turnului Eiffel. Erai fericit atunci, în perioada aia? Aveam o stare de fericire legată de faptul că sunt acolo și o stare total de nefericire pentru că nu știam încotromând drept. Îmi depuneam în fiecare zi câte un dosar la câte un birou din ăsta de travai temporar, așa se numeau. Mm -hmm. Nu puteai să te angajezi. Eu aveam, datorită căsătoriei, primisem drept de muncă și uh, se, uh, card de travai și card de sejur. asta două au venit imediat. Mm -hmm. Și cu ele mă tot... Uh, să uitau oamenii la mine... Ceau bine, hai, dacă tot ai venit. Și n-am să lui niciodată pe domnul Putrel, care când am ajuns acolo, a spus, era cred că era din zona Le Pen, parcă mi-a zis, știi că sunt francezi, nu au de muncă și vii tu să dai. Nu era concurs, era o prezentare. Mm -hmm. Și am zis, eu am mare nevoie de locul ăsta de muncă, mare, mare nevoie și nu știu ce, nu știu cum. Și m-a trimis, a zis, zice, ca să mă elimine din prima, a zis, du-te să vedem cu. Trebuie să vorbesc cu o limbă străină și du-te cu engleza. Și știu că am dat examenul ăla de engleză și am auzit o peia care a venit și a spus: "Asta vorbește mai bine decât mine engleza. <răză> <laughs> și după aia au început uh, franceză știai deja sau uh, știam nu atât de bine, dar știam cât să mă descurc. Mm -hmm. Adică nu eram Moa vouloir manger. Moa isi moa nu știu ce. Vorbeam. Uh, dar acolo dădeam uh, un fel de examen, adică erau pentru a ocupa un post de ce? căram niște tablouri înrămate pentru undeva la uh, Defans. deci ăsta I a fost primul job. Primul job uh, pe bune, uh, cu, nu mai vorbesc de ale de dresori de farfurii când lucram prin restaurante mm -hmm. ca toți ca să... Să câștigi niște bani. Nu, ăsta a fost primul job cu, nu carte de muncă, dar cu fiș de pei, adică înregistrat uh, la fisc. Și trebuia să ducem niște tablouri. Acolo era sediul IBM Europe. Și fiecare director din Europa, de unde venea, avea un birou acolo. Și ca să-și mobileze birou aveau niște reproduceri. Ce vrea el să-și pună? P pictori, cu tare, cu tare, uh -huh. cu tare. Și a zis, e o nevoie de o probă de cultură generală și cunoștință de artă și nu știu ce și nu știu cum. Mi-aduc aminte că tot domnul ăla care a spus că eu îmi pierd timpul de pomană, că nu are rost să mai stau pe acolo să... Uh -huh. Ocupi locul altcuiva? Da, să ocup unui francez. Unui francez, francez da. Așa. A zis, zice, și aici trebuie să aveți cunoștințe despre artă, despre ce trebuie să știți, despre pictori francezi, despre cutare, despre. și ce ați auzit de Picasso. Și am zis, cer scuze, am auzit de care perioadă vreți să vorbim de la Picasso. Și a zis, a, stați puțin că eu așa, mi-au dat un test grilă pe care l-am rezolvat imediat. Ajung acolo și lucram cu un francez. Am nimerit, am luat eu cu un francez acest post. Și era uimit că, de fapt, veneau, făceau comenzile și noi trebuia să le cărăm cu niște căricioare la etajul respectiv. Și venea fi, lista și spunea așa, avem camera 214, nu știu ce, de dus, uh, uh, Klimt, uh, Miro, Mairo, cu tare, cu tare. Și eu mă duceam, luam tablourile, el le căuta pe spate. Și zicea, păi, da, de, unde, de ce nu te Măi, dacă, Să vede, îi știu, nu aveam niciun fel de... Asta era uimit. A venit arhitectul care se ocupa de chestia asta, că a aflat că e unul care... Știe. Ce, da. Și mi-a propus să lucrez cu el. Eram tentat, dar a fost un moment în care am văzut niște băieți care plecau cu planșele. S-a făcut într-un fel de mai așa de căldură și am zis, nu mai stau eu să lucrez, eu mă duc să mă dau cu planșa. Absolut. Cum, era, cum era viața în Paris, pentru că ai tot fost la Paris din ah. anii 80 până în zilele noastre? Cum era viața la Paris în anii 80? Orașul, lumea. Era ieftin, era îngrozitor de ieftin, trecerea la euro a. a tot ce era în franci a devenit în euro. Mi-aduc aminte că o baghetă era un franc și ceva, uh, metrou costa 2 franci, dar uh, era un oraș în care puteai să trăiești. Cu resurse minime puteai să trăiești. Era Ed Le așa se numea, singurul magazin în care nu erau vânzători, erau niște cartoane de care trebuia să-ți iei. Erau ci... Bun, am avut momentele acelea grele în care nu știam ce mă așteaptă. Aveam două sau 400 de dolari ascunși într-o curea cu fermoar. Nu trebuia să ajung la ei. Tot ce trebuia să fac era să, să nu ajung la, la ei. La, la ei. Uh, și n-am ajuns. Dar am luat primul salariu. Când am luat primul salariu am fost așa o mare bucurie. A, am ușor, ușor am trecut prin toate și la un moment dat am reușit să mă angajez la nivel Frontier tot pe chestia asta legată de limbi străine și cunoștințe și acolo am evoluat destul de rapid, acolo chiar am simțit că meritocrația duce la ceva pentru că bun, trebuie să recunosc că am avut și noroc pentru că directorul de relații internaționale de la Nouvel Frontier, domnul Cristian Pino își uh, dăduse doctoratul în uh, re, uh, regalismul rom, uh, românesc. Știa tot. -a, el m-a dus să o vizitez pe prințesa Dolgoruchi, ultima descendentă Descendent. a lui Vlad Țepeș, care locuia încă la Paris. El Părinții lui erau custozii muzeului Louvre, ca să vezi nivelul. El știind și avea o legătură cu istoria României. Oricum, Aflând că sunt român, m-a întrebat ce știu eu despre istorie. Am zis că eu cu istoria României poate mai mult decât uh, istoria Franței, dar nu sunt, uh, nu eram uh, expert. Uh, însă, în partea cu istoria Franței mi-a folosit, dacă vrei să-ți povestesc, când a fost examenul de naturalizare, că m-am dus să-mi iau cetățenia, având dreptul. Și când ți luat cetățenia? În ce La un era? an de zile după, am păstrat o relație foarte bună cu ei, cu familia. Ea, uh, fata, când a făcut 18 ani, uh, Ania o chema, Uh, fiind căsătorită, noi am păstrat această... Fiind căsătorită a putut să primească o locuință de la primărie și să plece de acasă, ea aș dorea să plece oricum uh -huh, de la primărie. Uh -huh. Și după aia au urmat acele teste cu... te, Chestionau singur pe ce parte coboară din pat, ce are periuță, cu ce periuță, cu ce pastă de din... Că erau foarte multe white marriage, căsătorii albe. Și erau uh -huh. deja în, la limita la care vreau să vadă dacă, dacă e pe dacă e bune sau nu. Uh -huh având pe cineva care ne-a sfătuit, aveam planul făcut, ea a fost chemată separat, eu am, se pare că am, am reușit testul uh -huh. ăsta și într-o zi m-au chemat la tribunalul de, tribunal de Grand Instance Sergi Pontoaz, de unde, unde era ea, era lângă uh -huh. Paris, este la 30 de minute cu Eroero. -ero. Și m-am acolo, am primit scrisoarea, mi-a spus, vezi că te, trebuie să te prezinți în ziua de la ora 11 acolo, eu eram cu locuința mea la Paris și bineînțeles că am ajuns la 11.20, să Ți era dor de casă în, în, perioada asta? Maxim, maxim. Adică abia atunci am înțeles eu ce înseamnă dorul de casă, dar de multe ori am vrut să mă întorc, dar era o rușine îngrozitoare să te întorci. După de rușine de nu te-ai întors. Da, nu, nu, și nu, nu. Dar țineai legătura cumva cu ai tăi, cu Vorbeam acasă? cu, e la telefon, aveam, mă duceam, mm -hmm. la poștă și mm -hmm. sunam de la poștă, Asculta, vorbeam în mai mulți, probabil, cum era. Normal, da. -a și ai înțeles că viața ta va fi la Paris, atunci, în anii, până la Revoluție? Nu, imediat cum mi-am luat pașaportul, am plecat din Franța. A, da? Da, am zis că n-am -am ce căuta în Franța. Nu, nu. De am ce? Păi am încercat să lucrez de acolo și am fost ușor marginalizat, pentru că n-am -am primit tratamentul pe care m-așteptam un tratament altfel. Aveam totuși o experiență în mm. materie de, de film. Uh, M-am dus să lucrez tot ca asistent. Am lucrat la două filme de scurtmetraj și mi mi-am dat seama că uh, oamenii mă exploatau, pur și simplu, pentru că se simțea dorința mea de a face și nu, nu mi-au garantat niciodată nimic. Cert este că cu unul dintre ei m-am întâlnit, asta a fost o poveste extraordinară, pentru că am lucrat la uh, o companie de producție, unde producătorul, după ce am plecat eu și am renunțat la toată chestia asta, a reușit și a fost uh, producătorul filmului Trenul vieții a lui. Uh, Mihaelianu. Și l-am cunoscut la București. L-am recunoscut văzându-l, că îl știam. Uh -huh. Și am povestit de tot. Mi-a spus că trebuia să insist. A fost o încercare. Și când ai întors care... prima dată în România, după ce ai plecat? După ce mi-am luat pașaportul francez. În ce an era? Cred că m-am întors prima dată în 90 și... Deci era înainte de revoluție. Da. da, uh -huh. băi, da. Nu, păi, dar la nivel frontier, în primul rând, faptul că că uh, am... Evoluat rapid, am ajuns șef de destinație, eram responsabil pe uh, Turcia, uh, România, Bulgaria și o parte din zona uh, ex-Iugoslavia, uh, litoralul ăla foarte frumos, uh -huh. înspre Croația și nu știu ce. Pentru că uh, la mine. Plecarea în India a determinat absolut totul. Eu, eu m-am pregătit să plec prima mea misie după ce m-au trimis să fac uh, uh, vizite la Turefel, vizite la nu știu ce. Am mai apucat odată un uh, sejur gastronomic pe Valea Luarei. Cam ăsta era nivelul de unde mă mișcam uh -huh. eu. Și, în sfârșit, cu această relație pe care am avut-o foarte bună, uh, am reușit să prind o excursie în Mexic. În Mexic trebuia să... Am luat cărți, am studiat, trebuia să mă duc să vizitez monumentele astece, piramidele, învățasem tot, eram pregătit, mai aveam puțin și plecam și mă sună să vin repede că nu mai plec în Mexic. Și am zis, uite, așa mi se termină mie. Nu trebuie să pleci în India. Și am zis, păi, de ce, se să caut eu în India? Și am zis, pentru că e singurul care figurez franceză, engleză, iar ea nu vorbesc decât... Nu mergea. Și am zis, păi, dar na, n-am viză, să rezolvăm. M-am trimis, mi-au luat viza, și m-am dus în India total nepregătit, am căutat într-o noapte să citesc, nu știam unde ajung, nu știam. știam că fac un anume tur, era cu un, un grup de oameni bogați, erau doctori, ingineri, oameni, care costa mult excursia, plecam Paris, Londra, Londra, Delhi, cu uh, uh, Air India se făcea tot transferul, că ei, Nouvelle frontier a câștigat uh, piața, fiind singurii care au cumpărat, sunt uh, promotorii sau sunt înaintea low costului pentru că ei ce au făcut? Au cumpărat în zboruri de linie bloc să se numeau. Au cumpărat câte 20 de locuri pe care le plăteau indiferent dacă le ocupau sau nu și le dădeau turiștilor la prețuri mai mici ca să poată să călătorească. Și am ajuns acolo, tipul care trebuia să plece, să îmbolnăvise și de am ajuns eu, pentru că figuram că știu engleză și mi-au zis nicio problemă, vorbește ghidul în engleză, tu le traduci ce vrei și am zis, nu, asta e. Aveam o jenă îngrozitoare, până când la un moment dat mi-am dat seama că toți se uitau și mă întrebau și simțeau că... Și am zis hai să le povestesc eu din Eliade, dacă tot le place India. Și m-a salvat Eliade, că vreau să spun că m-a ascultat mm -hmm. oia cu gura căscată. După primul grup, a venit al doilea grup, am rămas acolo, la al treilea grup trebuie să mă întorc, se însănătoșise domnul care trebuia să facă treaba. Să... Și mi-au zis, zice, ne-am hotărât să rămâi tu. De ce? Pentru că... Fiecare turist pe vremea aia primea o foaie de hârtie pe care nu trebuia decât să o împacheteze, avea uh -huh. timp pe ea, să o sigileze, să scrie părerea lui. Din 40 de oameni trimeteau în general, cam 5 oameni. Atâta era, și din 5, cred că 3 sau 4 erau negative și doar una era pozitivă. Și îmi spune la. vorbesc cu el prin Telex, că nu se. Uh -huh. îmi scrie ce am avut după primele două grupuri ale peste 18 scrisori din 45, dintre care. Peste 90% erau de bine. Bine, au mai fost și oameni supărați. Mm, normal. Nu să. Și au zis, nu se poate, trebuie să rămâi acolo. Și a, am rămas un an de zile. Un an de zile, un experiența indiană. Da, acolo. Și am devenit șef rezident. Am am, a fost cea mai frumoasă perioadă de descoperire pentru mine, pentru că traseile erau cam aceleași. Făceam uh, Delhi, Benares, Varanasi, Agra, Jaipur, după care plecam în... Samod, și după aia coboram în Cajurau, unde sunt celebrele temple cu Kamasutra, ale ascunse când de invazia musulmană aia a fost. Sunt nouă temple unice construite în secolul între secolul 9 și 11, care sunt unice, cu sculpturi sculpturi din Kamasutra. Mă uitam fascinat, nu înțelegeam cum adică să fie sculpturi cu pedofilie, zoofilie și tot. Tot ce înseamnă, dacă se uită cineva și vrea să uite, intră ca o temples mh. și vezi niște lucruri uluitoare. Bine, e și celebra uh, statuie femeie cu spin în piciorul care încearcă să scoată spinul, care, de fapt, toată povestea acestor temple, că sărim de la una la alta, văd că sunt de neoprit, este că sunt făcute fără niciun fel de liant. Nu n -au, n au mortar, cum ar fi. Mm -hmm. Nu au ateste, o bază, da, n au Nu, sunt niște chestii, pietre pe care le pun și. Fiecare sculptură poate să fie din patru sau din cinci pietre. Întrebarea mm -hmm. este, s-au sculptat jos sau sus? Oricum, se desfac de sus ca un... Au desfăcut unul, n-au mai fost în stare să-l pună la loc. loc pentru că, și uh, sunt câteva asemănătoare prin, prin uh, Mexic. Oricum, aia a fost o perioadă în Experiența care... Experiența indiană. Da, da, în care mi-am făcut prieteni în India. Am avut, M-am dus în, la universitatea acolo, în locul unde au fost Beatles și pentru, pentru reculegere adică au fost niște momente extraordinare. și te-ai întors la Paris când am terminat cu India nu m-am întors imediat pentru că vreau să văd și altă parte, eu nu vedeam decât Nord, ca sure. mm -hmm. și am vrut să cobor spre Chennai, înspre uh, Goa, înspre uh, Bombay zona aia de sud a Indiei uh, și mi-am luat rucsacul, acolo când am lucrat în perioada aia, fiecare zi lucrată îmi dădea trei zile pentru că lucram practic 24 de ore Am avut repatrieri, am avut morți Am avut pașapoarte furate Am avut tot, dar acolo Te suna la ora două noaptea asta Trebuia e, să fii de, prezent Da, Cu uh, sicrie, cu, adică muncă De uh, reprezentant de, uh, Și mi-am luat rucsacul și am coborât A fost o perioadă extraordinară Am coborât până în Sri Lanka Pe vremea aia se numea Ceylon, încă nu se numea uh -huh. Sri Lanka A fost o chestie și m-am întors în Calicut Și de acolo am plecat Calcuta zona unde s-au venit, a venit prima dată Vasco da Gama. De altfel, datorită acestui lucru, am ajuns eu să fac gustul pământului 90 de mirodenii. Și am urmat exact același traseu și am plecat din Calicut și am făcut acele. O altă 30 experiență de, incredibilă. Vorbim 30 și de de episoade la așa. Dar aia a fost. Când am venit deja eram alt om. Aia pentru mine a fost. Deci te-ai întors la Paris? M am întors la Paris. Și în România când te-ai dus prima dată? Cred că m-am dus înainte de India. A, înainte de India. Da, da. cred că am dus Și înainte. cum ai găsit România când ai întors prima dată? Eram... Uh, în permanență eram speriat. Prima mea intrare în România a fost... Uh, a fost... Blocată... Pe, uh, îți spune ceva Robert Răduță? Da, sigur, știu eh, pe Robert. Robert, pe vremea aia, avusese un incident cu un individ de la el care furase o barcă, un motor de barcă și încerca să se plece în Turcia. Și a fost un mare scandal, eu eram prieten cu Robert, că, mai ales că lucrasem cu Nouvel Frontier și dusesem niște turiști la pescuit pe celebrii frați Drașcovici, care au inventat montura de pescuit Drașcovici. Au venit și au rupt stuca Delta. Era ceva fantastic. Bun, datorită acestui incident, când am venit prima dată, nu știu cum, am intrat pe o listă de persoană non grata. Erau 80 și cât? 87, 88. 87, deci înainte da. de Revoluție. Da. Da, da, în totul da. suntem la înainte de Revoluția. Și mi-aduc aminte că am venit cu mașina, am condus, am ajuns până acolo, eram obosit și ala mi-a spus, ce, aveți o problemă, nu știu ce, și un grănicer din ăsta foarte mm -hmm. obraznic, așa, a venit cu pașaportul, că eram, eram într-o stare indecisă, că au fost toți care au fost în grupul cu ăla care a fugit, mm -hmm. nu știu. Ce. E, și zice, uite, e primăvară, păsările ciripesc, au un, au un copacii și tu nu poți să intri în țară. Și am zis, bine, atunci a rămâi cu copacii cu și cu păsărele păsărele și că eu mă întorc la Paris. Bă, s-a uitat la mine cu o ură. Și după aia s-a ridicat. La un moment dat am, am cerut. Uh, ai, deci uh, ai intrat până la urmă? Da, 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 nu, că m-am întors în Franța. A, te-ai întors în Franța m -am m -am întors atunci? În Franța. De la graniță? Da, m-am mm -hmm. întors în Franța, am fost la, la nivel frontier, am luat legătura cu cei care aveau departamentul, pentru că eu răspundeam și de România în perioada aia. Și mi s-a spus că a fost o problemă, dar că s-a ridicat uh, chestia. Bun, aia. și ai ajuns în România. Am ajuns. Și cum era România în anii aia? Și cum era România? Era de o tristețe fără margini. Mi-aduc aminte de, de, prietenii mei care se uitau la mine... Ca la mașini mai... străină. Da, tot timpul trebuia să țin banii cuiva, să cumpăr pentru cineva din shop, să... Statutul românului plecat, întors în, în țară, care... Era, ai mult atunci? Am Stăteam și câte două săptămâni, trei săptămâni, pe care mm. plecam, mă întorceam, făceam traseele astea. Mm. Bun, și a venit Revoluția. Da, erai, eu, la, erai la Paris. Nu, Revoluția am aprins în Germania. Ah, în Germania. Da, pentru că în anul în care am plecat ultima dată din România, am oprit la prietenul meu, Codus Popescu, care era la München, că acolo era locul meu de conduceam. Mergeam până la Oradea, aveam mm. un prieten care avea bunicii la Marghita, dormeam de obicei acolo și a doua zi dimineața plecam și ajungeam la ora 1 sau 2, eram la Paris noaptea. Atâta făceam, de la, uh -huh. din Oradea până... Incredibil. Da, da, erau puține mașini, nu se circula. Altă lume. Da. Și uh, am plecat tot așa și am ajuns acolo și mi-a spus administratorul, că tot sunam la ușă, băteam nebunit să dorm și eu undeva, că... și mi-a zis că Codruț e plecat la Stuttgart. Și e la hotărât intercontinental din Stuttgart. Și am zis, asta e. numeul, meu, m-am suit din nou pe autostradă, am mers, am mers, m-a lovit somnul, mai luam dextroze, erau niște uh, pastile pătrate, pardon, parcă erau glucoze sau dextroze mm. pe care le luam ca să nu adorm. Și am simțit că, știam că dacă adorm e fatal, primul lucru, trăgeam într-o parcare și moțeam cât moțeam și am văzut, am zis, hai să cobor aici la uh, Stuttgart și m-au oprit la primul hotel să nu dorm în alea de, de pe autostradă uh -huh. cu, cu camionagii și nu știu ce. Și drumul a șerpuit, a șerpuit și l un dat băt intercontinental. Sunt cinci intercontinentaluri în München, în Stuttgart. Am zis, bă, cum, cum, ar fi să fie chiar în asta? Am tras mașina în parcare și am zis, herpopescu, Popescu. A, rum, țimăr, uh, fai, zel. Incredibil, ai găsit. Am sunat, ce faci, mă, Codruț? Zice, da cum? mi-a spus, păi vin o sus să dorm, nu știu ce. Cu ce se ocupa Codruț al meu? se făcea Stuttgart Classic, primul turneu făcut de țiriac în Germania. Și erau cu o gașcă întreagă de oameni. Am ajuns și eu, era cu Dan Petrescu, care era mâna dreapta uh -huh. lui țiriac. Pe Dan îl știam de pe vremuri când aveam școala de schi nautic la Neptun și nu știu uh -huh. ce. Și uh, mi-a zis, zice, de ce nu rămâi? Rămâi, că începe turneul, nu știu uh -huh. ce. Am zis, nu știu, să văd. -am, am dormit puțin și la șapte aveam întâlnire. Am coborât în lift cu... McEnroe și cu Connors. Ce tară. Da. Nu îndrepteam să respir. În hol era Anastase care aștepta. Nu știu unde trebuia să meargă. Eu cu Codruț și cu Cristian Ene ne-am nemțuit acum, a făcut reineche. Uh -huh. Mergem la o pizzerie undeva, unde italienească, nu știu ce. Ne așezăm acolo, aglomerație mare și la un moment dat intră în pizzerie McEnroe, Connors și Năstase, care nu aveau loc. Noi îi vedem, îi dăm locurile noastre. Uh -huh. Patronul, când a văzut că noi știm pe ea, ne-a pus o masă lângă, să nu ne pierde, lui uh -huh. a plăcut. Și uite, așa am rămas și am început până, să lucrez până cu tine. Până țire. la Revoluție. Da. Uh, spunem, în toată această perioadă, care a fost, de fapt, întâlnirea vieții tale? Am avut mai multe întâlniri ale vieții mele. Prima întâlnire au fost Mircea, Anca și Toca. Uh -huh. Care, la, la fără, vrei, ei, da. Da, fără ei probabil uh, împins de părinți dădea la medicină, pentru că ăla era drumul. Mm -hmm. Medicină, clar. Da. Fratele meu n-a vrut să facă, fratele meu a ajuns uh, intelectual, profesor universitar, a zis măcar unul să facă doctor. Uh, după care a doua întâlnire memorabilă a fost Covaci, pe vremea când uh, eram încă în România înainte de a pleca și m-am dus cu Nicu Alifantis la Iași la un cenacul flacăra unde l-am cunoscut pe Kovac și am povestit că bă, aș vrea să... Ne-a pus el cantafabule într-o formă absolut needitată, era la început mm -hmm. și era bă, excitația, era alcoolul, am băut... Uh, uh, mă mai, mai duceam pe la școală din când în când pe la ea și tocmai fusesem la un curs de etnografie și folclor și fusesem măștile alea și am zis ce mișto ar fi să veniți cu niște măștile. Interesant, dar tu cine ești? Stai puțin, vin o dimineață la micul dejun să stăm de vorbă, la hotel Unirea din... bine uh -huh. Bineînțeles, n-am dormit toată noaptea. La ora 9 am fost acolo, am stat 10 nimic, 10 jumate nimic, 11 nimic și la 12 fără 10 văd o gașcă întreagă de pletoși care alergau la autocar să prind autocarul. Și m-am dus și eu și a zis, eu mai zis să vin să... A, zic, am uitat de tine, mi-am făcut o petrecere azi noapte aici, dar hai cu noi până la Piatra Neamț și să dăm noi banii de taxi să te întorci înapoi la Iași. Și am mers, pe drum i-am povestit de dorința mea de a imagina canta fabule altfel cum mm -hmm. nu știu ce și a zis, hai rămâi cu noi, mergem la Timișoara și am plecat turneu, două, trei luni de zile, oricum eram fugit de acasă. Ce deci ai fost în turneu Phoenix. Am fost cu ei până am ajuns la Timișoara și am făcut acele măști, deci uh, declară a... niciun. în uh, povestea în care spune că nu doar Cova ce-a făcut phoenix toți mm. au fost. Și spune povestea cum au luat uh, coarnele de la Bator, cum am, am cusut o mie de degetare pe costumul lui și cum am făcut, am suflat, aveam un de la de la uh, aspirator cu care suflam uh, sobar. Aveam uh -huh. nevoie de argintiu și nu se găsea decât era vopsat de sobe. A acolo cred că m-am drogat pentru prima dată că atât am inhalat uh, din ăla de nu știu ce. Asta a fost... Uh, Altă întâlnire importantă. Asta Perioada. Asta... Covaci uh -huh. care mi-a spus ce rost are. Dacă nu vrei să faci, nu fă ce nu vrei să faci. Uh -huh. Și după aia a fost Siriac pe care l-am întâlnit atunci când am rămas să lucrez. Uh, seara. La Stuttgart. Da, la Stuttgart în urma unei întâlnirii la 1 noaptea, am rămas în echipă, n-am mai plecat, am dat uh, un telefon că o să întârzi la Paris, m-am dus, mi-am dat demisia, m-am întors, uh, mi-a spus că o să mă ocup de partea de uh, televiziune și de nu știu ce. Uh, Dane, urmărindu-te și ascultându-te, tu până la 25 de ani ai trăit ai avut 10 romane într-unul singur. <laughs> da, și... dar o să-ți arăt pozele, am... Uh, a, eu am hotărât să fac filmele, eram singurul care îi luam interviuri lui Becker, mm -hmm. era greu, toată lumea era după el, adică eu filmam și dădeam la alte, am făcut câteva filme acolo, am lucrat aproape în an. Deci de toate film. asta până la Revoluție. Și când s-a întâmplat Revoluția eram mm -hmm. acolo și am, pleca, am venit toți cu ca în România. Mm -hmm. Petrescu plecase, plecase în nu știu unde, Neva era era la Lufthansa și plecase undeva într-o țară exotică. Țiriac plecase la vânătoare în Africa. Iar eu cu Codruț și cu ea, că am, eram într-un într restaurant, ne-am auzit uh, cu Reghirung, și nu știu ce și am plecat în România. Ce să facem? Ne-am dus. Păi cât era? Era în decembrie sau în ianuarie? Era pe 31 în noaptea... Decembrie. În care, deci, eu am, deci eu am plecat la Paris atunci uh, Domnul Cristian Pino de care ți-am povestit da, da. a rezolvat un charter pentru România și no. am venit cu avionul care a adus Uniplus Radio no. și nu mai știu Fnacu. Uh -huh. Așa. Și am ajuns, am intrat în țară pe 31, fără viză, am ieșit pe data de 1, am fost la Revelion la Magda și Șerban Ionescu. Incredibil. Da. A, a, și încă se trăgea, încă se trăgea noaptea aia, de, pe care am ajuns înapoi la, la Paris cu avionul respectiv, am plecat înapoi la München și pe data de 5 sau pe 10 ianuarie a venit uh, Petrescu, a venit și Tiriac și am venit cu toți în România și s-a făcut, uh, s-a creat uh, grupul, uite, grup Dachino. Și aici ați care... rămas. Și aici am rămas, am făcut ceea ce s-a numit atunci uh, primul studio de, 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 de producție de televiziune, Țiriac a dus un grup de montaj, Bosch, eu aveam camera pe care mi-o cumpărasem din banii mei, din toate uh -huh. economiile mele, pentru că asta vreau să fac. După care am stat, am lucrat uh, împreună până când mi-am dat seama că tot ce vreau să fac devenise mai mult, uh, făceam știri politice. Adică dacă pleca uh, Petre Roman în Germania, când a fost să întâlnească atunci cu Genscher, uh, a zis mâine dimineața la 5 să fiți la avion. Și eu nu aveam nevoie că aveam pașaport francez, da. Băiatul care venea cu mine, Georgica Iliescu, a zis, păi n-am nimic, ce mai ai nevoie, că nu, pe unde, pe unde mergem noi nu e nevoie. Nu e nevoie. Am fost, ne-am întors, era prea mult, era prea multă și am zis, uite, gata, hai să, și ne-am despărțit. Atunci studioul BTS-ul, Boșul a plecat la Adrian, care se ocupa de toate treburile lui Țiriac uh -huh. și el s-a născut din această chestie, Canal 31 și ProTV-ul, iar eu mi-am văzut de drumul meu, cu uh -huh. festivalul, cu ce știi. Bun. Uh, alte personaje care au apărut după Revoluție, mi-ai zis, personaje importante. Care ar fi personajele importante în romanul vieții tale după 89, după Revoluție? Nu cred că aș putea să definez pe cineva după uh -huh. Revoluție. Uh, pentru că faci film spune te rog, ai vedea pe cineva jucând în filmul făcut după romanul vieții tale, jucând du-te no, pe tine? No, 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 nu, nu, nu m-am gândit și nu cred că o să facă nimeni. Uh, nu vreau să fiu totuși fariseu, trebuie să îl menționez pe Giurgiu, pentru că, dacă pe e Gabi. să respectăm... Pe Tudor Giurgiu. Ah, pe Tudor Giurgiu, scuze, da. da. Uh, să respectăm adevărul istoric, el a citit scenariul meu uh, la cursul. Cu I s-a părut foarte bun și a avut curaj să meargă cu mine în Germania la un pitch din ăsta de scenarii, uh -huh. unde întâmplarea a făcut să câștigăm cel mai bun scenariu. Și el a riscat banii lui, lăsându-mă să fac regie, eu nefacând niciun film până la vremea aia. Adică a avut o încredere oară. O încredere incredibilă. Trebuie să amintesc și faptul că în primele zile de filmare eram acolo la video Assist și în spate era Giurgiu. -Giu până mm -hmm. când am întrebat-o pe Velvet Moraru care era producătarea filmului mm -hmm. atunci după aia a produs mm -hmm. uh, filmul Ujigă cu Ceaușescu și celelalte filme și l-am întrebat Velvet, la, la, la regie câte locuri sunt? și a zis unul, oh, tu și m-am uitat la jur bine mă, hai că plec el din grija de a uh, de bine de a ieși de... bine stătea în spatele meu totuși mm -hmm. era pentru prima dată mm -hmm. cel mai -a, a, nu trebuie să menționez omul care într-adevăr da, era să fac o prostie. Persoana care, într-adevăr, m-a sprijinit cel mai tare și m-a influențat cel mai tare e Vivi Drăgan Vasile. Cu el am altă istorie. Pe vremea când lucram recuzitor la filmul Acțiunea Autobusul, la Calotescu, eram pe autobuz. Eu comițoasă, el comițoasă. Și el debuta. Și am zis, băi, când o să fac eu primul film, o să faci imaginea la filmul meu? Și el zis, da, mă, fă tu filmul. Și m-am dus la el, era cel mai important director de fotografie. Și am zis, Vivi, a încurcat-o. Eu fac film. Deci băi, trebuie să-mi țin promisiunea. Și el a făcut imaginea la urs. Uh -huh. Așa s-a întâmplat. Deci, Vivi m-a încurajat și cu festivalul. Păi, festivalul de film de s-a făcut într-o discuție cu Vivi care a spus: N-ai mă cum să faci tu festival, nu face nimeni festival. N-am cum stai că-ți arăt. Da, era o nebunie în perioada aia a, să pe faci 90, un festival de film. 20 90 când am început, era ceva așa de Și cât a ținut? 28 de ani. 28 de ani. Da. Da. 28 de ani. Bine, asta arată determinarea ta și. Noaptea adevărătorilor, 26. 26, noaptea adevărătorilor de publicitate. Nu, dar determinarea ta de a face lucruri, de a construi și de a face pe termen lung, nu de a le abandona. A, orgoliu. Ține de orgoliu. Da, orgoliu. Și, nu, sunt un tip orgolios. Nu vreau să renunț. Sunt bulldog. N-ai renunțat zi... pentru nimic. nu? Da, nu, mie, adică, pe de altă parte, sunt și superficial, că m-am împrăștiat în tot felul de lucruri. Mă gândeam la. Pentru un dat... că voi să faci cât mai mult. Da, mă gândeam, făceam uh, patru emisiuni de TV, aveam clubul de stand-up, aveam restaurantul, aveam. Uh, 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 noaptea adevăratorilor, aveam festival de film. Nu, eu nu știu când dormeam. Eu nu asta, da asta mă întreb. Tu... Deci, au fost Cum o perioadă... erai tu cu tine în perioada A fost o asta. perioadă în care lucrurile au fost atât de. De altfel, probabil a și determinat momentul rupturii și decizia de a cumpăra barca și de a pleca anii pe barcă. Câți ani ai fost pe barcă? Am stat patru ani în care mi-am pus totul la... Și atunci am hotărât că, de fapt, eu ce vreau. Uh -huh. Îți aduce aminte picnic la marginea drumului, Boris și Igor Strugatski, povestea din care s-a făcut călăuza, că tot timpul ne găsim o scuză, nu știu ce. Și eu tu vreau ai zis să gata, fac film. Acum... Tot vreau să fac film. Făceam festival de film. Și ai zis, băi, totuși nu se poate. Și atunci m-am dus, am stat, mi-am scris scenariile, mi-am repus gândurile, am renunțat, am zis ce merge, merge, ce nu merge, nu merge. Și unele au mai mers în și continuare. Și patru ani pe barcă. Patru ani stăteam din, din mă întorceam în, de două, trei ori pe an, mă întorceam. Atunci am renunțat la restaurant, că eu concepeam un fel de mâncare în mai, plecam și mă întorceam în octombrie. Și ziceam, hai să vedem aia și n-avea nicio legătură. Dar Ap nicio apropo legătură. de restaurant, am fost la tine acolo, erau lucruri foarte interesante, era o mâncare belgiană parcă sau ceva? De de... era o mâncare inventată. Era mâncare o mâncare inventată, mă, mă tot... nu, tu așa o prezentai. Da, și aveai, am fost... Pentru că mie îmi place, uh, cea mai bună mâncare, eu am zis, cea mai bună mâncare franțuzească se mâncă în Belgia. Sunt Belgia <laughs> Și am fost cu Mincea Dinescu și după ce tu ne-ai adus nu știu câte feluri de mâncare... Mintea nu s toată viața mea, a zis la final, zice, auzi mă, Chișule, dar de ceva concret de mâncare nu aduci? Știu, știu, da. așa e, asta era stilul. Eu asta uh, bun, ai renunțat și la restaurant și au fost acești patru ani. Ce a însemnat pentru tine? Cum mai vedea acest capitol în romanul vieții tale, această călătorie în jurul lumii ah, pe barcă? N-am făcut-o în jurul lumii, n-am ieșit că, din Mediterană. Călătorie în jurul lumii. Am făcut de dori, ocolul apropo, cu... apropo de gusturi, apropo de așa mai departe. Deci, a, a făcut să... Respectăm adevărul istoriei. Da. Sorin Marin, Ovidiu Ghearmat, Cătălin Mihăescu, noi am făcut ocolul pământului în 80 de zile pe bune, mergând cu tren, vapor, altceva stanii. decât da, chestia de da, din Da, am făcut-o ca să promovăm anonim. Uh -huh. Dar aia a fost mult înainte. E, aici, cred că a fost dorința de libertate, dar... Și de a ieși din proiectele alea care practic te da, îți, Și, și de fapt, teama de moarte. Pentru că doctorul ăla, când m-am dus atunci când mi-a zis că am 26 tensiune și mi-a zis tu hotărăște-te ce vrei să faci. Acum ai avut noroc. Nu știu deci dacă a fost -a... un moment de cumpănă. Păi momentul de cumpănă a fost când concert... a, făceam și concertele Bregovici. Am făcut Revenirea Fenix în România, N a fost turneul celebru de la început. Dar Bregović nu aveam turnee, am făcut cred că 90 de turnee în România cu Bregović, 90 de... 90 de concerte. De concerte. da. da. Plus... Bun, de ce... Da. E, a fost ăla în care au ratat uh, la avionul. Eu aveam sala prin 4700 de persoane, sponsor, bilete vândute și alea erau la Sofia. Și el deja venea pe drum să îndrepta către, venea de la Timișoara către București. Și a trebuit să inventăm o soluție să le aducem pe bulgăroaicele alea. Și am întârziat o oră concertul, a început la 9, nu la 8, și noaptea aia, când am coborât după scenă, după ce am dat anunțul că începe, am văzut că nu mai văd bine. Și uh, Dana Dimitriu mi-a spus să mă duc la doctor, tai tu era un doctor foarte bun. M-a trimis la cineva care mi-a spus, cum Cum spunea bunicul, bunicul spunea așa, ori se rupe hamul, ori se cacă calul. Adică dacă nu oprești, ceva da. se întâmplă. Și m-am speriat și am zis, am tras totul din priză. Câți ani a... aveai atunci, în momentul ăsta de asta. Păi când am cumpărat barca, acum 15 ani. Uh -huh. Deci aveai 50. Da, cam uh -huh. la 50. Uh -huh. Și a fost momentul în care am învățat, am reînvățat ce înseamnă libertate, Veneau prieteni în fiecare loc. La început eram disperat să vină cât mai multă lume. Nu știam cum să mai ajungă unul să stea cu mine. Asta a fost în prima parte. În prima, în a doua parte nu știam cum să plece mai să repede. Să plece, să stai să, singur. Să, da, să stau uh -huh. singur. A fost... E greu să te obișnuiești, dar dintr-o dată vezi... Cel mai important lucru pentru mine cu barca este ce spune un instructor unor copii care fac uh, yachting din asta uh -huh. de optimiști cu bărcile alea mici. Uh, în navigație, vântul bea, bate unde vrea el și tu trebuie să mergi unde vrei tu. De cele mai multe ori, vântul poate să bată împotrivă, iar tu trebuie să înveți să faci voltele cu barca să te duci să ajungi acolo unde vântul nu te lasă. E valabil și pentru viață. Și devine la fel de important să înțelegi că nu întotdeauna ai vând din pupa la toate. De multe ori trebuie să... Cum ai numi romanul vieții tale? Îmi pui niște întrebări. Nu știu, de ce trebuie să facem un roman al vieții? Nu neapărat. Romanul e scris oricum, e făcut, nu. Dacă ar fi, ce titlu ai da? A... Orgoliu și Cum s a numit, la moarte și la Palermo? Uh... Orgoliu și? Orgoliu și superficialitate la București. <laughs> Știu. Un, un, film, un film regizat chiar de Dan Chiesiu, no, după le, romanul le, care s-ar chema așa. Uh... Acum, când vorbim, te-ai mutat la Paris. Te-ai mutat în Franța, pardon, la Nisa. M-am mutat, m-am întors. Uh, motivul principal? De ce? Da. Motivul principal este cel medical. Uh -huh. Nu vreau să supăr tagma oamenilor din medicina din România, dar făceam foarte des fibrilații din cauza unor probleme legate de sport făcut incorrect, de probabil moștenită de la mama încât am hotărât să fac acea ablație, care e un cateter, se pune în băugă în inimă și te nu, e, nu te deschide, nu e operație pe uh -huh. cor deschis. E ca un stent, dar se duce mai departe și are un ecran, îți pune niște electrozi și face un, o hartă a celor care dau semnal electric și nu știu Și la București mi s-a spus că la Monța vin niște italieni, de excepțional, și nu costă decât 12.000 de euro. Am cunoscut pe doamna doctor Clara Alexandrescu. Mm. Care mi-a spus, Băi, de ce nu vii tu până la Monte Carlo? Și m-a dus, m-a operat. Că toată lumea e Monte Carlo. Da, la asta. M-a costat 4700 și am făcut-o acolo, aceeași operație. Mm -hmm. în niște care condiții, aici costa 12.000. Da, în niște condiții, în. Uh, o știu pe princes, clar, da. gras, acolo, niște condiții unde Ei au tot, pentru că acolo se tratează cine se tratează. E, după care mi-am dat seama că uh, statusul meu medical este destul de dificil, fragil. Iar, da, 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 sunt niște lucruri. Uh -huh. Și Clara mi-a spus, zice, dar tu ai cetățenie franceză. Francezii au toate defectele din lume, dar au cea mai bună asigurare medicală de pe planetă. Card vital. Și, ca să obțin card vital, trebuia să îmi refac un traseu de identitate uh -huh. acolo. Am închiriat o, o, un, un apartament, apartament cu două uh -huh. camere, stăm închiria acolo. Mă bucur foarte tare că am făcut chestia asta pentru că. E o relaxare totală. De multe ori mă întreb de ce n-am făcut-o la 60 de ani, de ce m-am așteptat atât de mult timp. Pandemia a făcut-o, deși eu m-am zbătut în pandemie. În primele luni am făcut un film, Să aduce aminte. Da, știu foarte da, bine filmul. Dar după aia am zis că nu știu ce, nu știu cum. Și acum mă simt într-adevăr. Am cei șapte km pe care îi fac în fiecare zi. Am uh, o, o relaxare a faptului că, în sfârșit, fac ce-mi doresc. Și mai e o chestie Trebuie să ajung la 66 de ani să ajun da. să, să faci ce îți dorești. Păi, da, da, înainte. Prințese. Bun, căsătoria. De ce te-ai căsătorit așa de târziu? Știi că la un moment dat se vorbea, că nu la celebru nu cu Celebru no, cu cartea cu cele mai multe femei și așa mai departe. Da, mă bucur că și tu ești din aceeași. Dacă nu, eu nu de... sunt în aceeași. Păi tagma nu, tagma. Da, cu cele mai multe femei. Cartea care este despre povestea unui bărbat care ajunge să facă infarct și își aduce aminte de ce e singur. Și acolo sunt niște personaje, câteva femei din viața lui care sunt. Uh, Frank, frankensteinizate din tot felul de personaje, că eu neștiu cum să scriu atunci, am zis, mai bine fac eu un Dar fel Nu de... vreau să vorbim despre... Aia. De nu, ce da, nu, că... nu, da, nu e despre femei, cartea este despre un bărbat singur. Despre un bărbat singur. Da, și toată. Nu, eu știu de ce, pentru că toată lumea a încercat să recunoască fiecare. cine nu, e fiecare. Nu nici vorba, nu. Și nu alții interesează. Asta. Au încercat, alții au încercat. Deci, tu, nu interesează îți interesează. Te mulțumesc că nu te-ai gândit nu, la asta. Nu, Doamne fărește, nu, Doamne, ferește Nu, dar era o chestie de derizorie până la urmă, stai da. să-i numărăm, Lucșiu. Da, dar nu era despre asta. Bine, bineînțeles că nu. Spunem, te rog, și de ce te-ai căsătorit așa de târziu? Pentru că eram hotărât să mă căsătoresc niciodată. Și am de asta de... De așa, te căsătorești așa târziu Păi Nu, păi stai puțin. Eu am cunoscut De ce a... te-ai dezgădit? Nu, păi nu am cunoscut-o. Ai cunoscut-o? Nu. Uh, o cunoșteam pe Alina. Ne știam. Mm. Nu știu ce. Uh, paradoxal, noi ultima dată, înainte de a ne întâlni după premiera de la Selfie, în care eu am jucat cu Mihaela și am venit singur și ea a venit singură. Mihaela mm. n-a venit că era plecată pe la Monte Carlo. Mm. Și Cristina a zis, păi unde să stai și tu, lângă Chivulească. Și am dat să stai lângă Chivulească. Eu o cunoșteam. dar da. Păi, da, Ultima dată, cu mulți ani înainte, când noi ne-am întâlnit, ne-am întâlnit la avocatul la care eu îmi făceam recunoașterea divorțului din Franța unde, și unde ea divorțat. Deci, practic, ne-am divorțat pe același loc. Atât a fost. Salut, mm -hmm. salut ce faci, nu știu ce. După care ne-am întâlnit atunci, am început să mai stăm de ori Și când ne-am împrietenit, ieșeam, foarte des ieșeam, de multe ori chiar și cu Cristina și cu Adrian, care tot timpul spune, haideți la Cunai, haideți acolo, nu știu ce. Și la un moment dat Alina a spus, zice, băi, fiată, nu, e o relație mișto, îmi place, dar eu nu mă căsătoresc niciodată. Zic, foarte bine că nici. Asta eu... a zis și ea. Da. Păi și ce fac două negative? Două doi, binos... doi, care nu se căsătoresc niciodată binos... sau căsătorii până la da. urmă? ne-am căsătorit și suntem fericiți. Adică asta, asta îmi se este, pare este, extraordinar. Este, e o... dar noi suntem conștienți că oricând, în, al, în, oricare alt moment, dacă am fi încercat, n-ar fi... Ce acum a fost momentul, după da, atâta Da, acum a, a fost. Problemele mele, problemele ei, maturitatea ei, înțelepciunea mea mai mică, înțelepciunea ei mai mare, de fapt nu mai e slalomul printre defectele celuilalt uh -huh. pentru că acum noi ne înțelegem atât de bine încât parcă ne cunoaștem de viață, deși ne cunoaștem de vreo 30 de ani. Uh -huh fără să, fi, să fi întâmplat nimic. Au scris niște ziare că vai că s-a reluat. Nu e adevărat. Dană, noi acum -am ar, avut, nu luăm cu zia. Deci noi nu am avut niciodată nicio fel de relație, doar ne-am cunoscut, ne-am respectat, ne-am întâlnit. Până la Eu această, am admirat-o. Până la această întâlnire care s-a da, care s-a transformat, transformat, în într-o căsătorie, lucru. prietenie și așa da, mai departe da. care se putea întâmpla. Da, v-am văzut și am văzut că sunteți fericiți. a încheia așa prima partea romanului vieții tale, pentru că viața continuă, nu va fi cu va urma. Ai încheia așa? Cum ai încheia romanul vieții tale de până acum? Cu dramul ăsta de înțelepciune care a venit uh, târziu și care, de fapt, el n-ar fi existat fără tot ce s-a întâmplat. Că încercăm noi să spunem că vai, că nu știu ce. Nu. Suntem rezultatul unor întâmplări uh, unul, unui balans între tot ce am trăit bine și rău, aș parafraza pendulul lui Foucault, deși m-aș da prea deștept să vorbesc despre eco acum, dar de fapt viața noastră este guvernată de tot felul de lucruri din astea care fac ca să se întâmple, iar până la urmă suntem exact ceea ce am acumulat și mulți spun, domne, nu știu, aș face, n-aș mai face aia, dar... Am făcut enorm de multe greșeli care bănuiesc că au generat și foarte multe lucruri bune. Dar e ceva ce ai scoate din vreun capitol pe care l-ai scoate. Apropo, de dacă ai schimbat ceva, un capitol pe care l-ai scoate din romanul vieții tale? Am avut niște momente de răutăți inutile, poate... A, bun, astea sunt inerente, dar nu un capitol pe care să... n-am ceva punctual la care să spun că regret că am făcut... Deși în momentele în care trăiam, ce făceam, eram... Uh, uh, îi povesteam Alinei acum că am fost la Vegas și m-a văzut că m-am oprit. Era un fel de bufet din ăsta și treceai pe la o coadă și era o stație unde luai sare, piper, maioneză, ketchup, erau tot felul de pungulețe, uh -huh. punguțe. Și era pâine, nu știu ce, și am luat o bucată de pâine, am luat un plic de maioneză și un plic de ketchup și am pus din fiecare câte puțin și am mâncat, ce zici, ce faci, nebunii, ce nebunit? ce asta. Și am spus pe vremea când trăiam în garsonieră în, în camera de bonă, erau niște momente destul de grele și au fost zile în care mă duceam la bulanjeul din colț care scotea pâine nevândute. Baghetele nevândute a doua zi nu se mai pot mânca în Franța. Mm -hmm. E o chestie care... Și mulți scoteau să le ia cine avea. Și luam o baghetă și mă duceam pe la McDonald's sau pe la unde erau din astea, unde nu erau alea cu de apăsat. Știi că acum mm -hmm. sunt niște tulumbe mari în care spui și, eu... și, furam două pliculețe sau patru și mâncam pâine cu ketchup și cu maioneză. Asta e un final extraordinar pentru Și am vrut să-mi aduc de gustul tale. ăla. Deci acum eram la Vegas, stăteam într-unul dintre ce, cele mai tari hoteluri din mm -hmm. din Vegas. Eram și te-ai întors în un... timp la, doar, doar la gustul și de Și am simțit, deci m-a teleportat jur, mm -hmm. acel gust de ketchup cu cu pâine, pâine și mai, Nu toată lumea combina, la mm -hmm. mine foamea combina. Mm -hmm. uh, și mai un moment, ăsta l-am mai povestit, dar îmi place mm -hmm. foarte tare pentru că m a întrebat până atunci ce, ce am mai făcut. A fost momentul lumea ta. Unde te duceai la Lămatan dimineața și erau niște băieți care spuneau câți oameni erau. ridicai una aceea, tu, tu, nu cam bancola, și tu, și tu. Mm -hmm. Ne luau să împărțim ziarele. Munceam de la ora 5 la ora 6. Avea un triciclu din el, stăteai și pe margea, ziarele. Luai Lui Lămatan și l-aruncai în fața chioșcului ca să fie ăla când deschide să ai bani. Dacă ploua era nasol, că trebuia să te duci să-l pui, da. Și primeam 100 de franci sau nu știu cât. Atât. Important e că nu te luam fiecare zi nu te lua, că nu aveai șansa și era nasol. Trebuia să te scoli, că altfel nu... E, și m-am dus la unul cu triciclu și am spus, fii că trebuie să ai un loc unde să stai tu în triciclu și restul să o cu ziare. am spuneam, atent, eu pot să stau pe scară. Eu am făcut windsurf, am echilibru și luam mai multe ziare, că și erau plătit la numărul Ca de ziare. Ca să mai mult. Da, și când mă vedea, că eram și în altoc, îmi zicea, hai, hai, tu, tu, mi-am și luat permis de triciclu, gândindu-mă că poate la un moment dat va trebui să conducă la noaptea ca să fac mm -hmm. rost de bani. Asta că mă mai întreabă niște prieteni tot timpul, îmi zice: e, Tu ai avut noroc. Că poate că într-o zi, da, ai reușit, nu știu. Poate ce că, că într-o zi văd imaginea asta cinematografică, o să închiriezi un triciclu dintre ăsta, te duci în Paris și arunci ziarele într-o dimineață la 5, la câteva chioșcări. Ar das. fi un final frumos pentru prima parte a romanului Vieții tale. Mulțumesc mult, Dan Chisiu. Și eu mulțumesc, cred că am vorbit prea mult. Ai vorbit cât trebuia, exact ceea ce am, am vrut. Mulțumesc mult! Și eu mulțumesc!